Te-ai lămurit deja că anul ăsta afli din mers cum se desfășoară cursurile. De la o zi la alta lucrurile se schimbă și numai părintele unui copil de școală să nu fie în perioada asta. Acum problema sunt tezele. Colega mea Andreea știe ce s-a discutat pe tema asta la Ministerul Educației. Bună Andreea, mai dau elevii teze sau nu anul ăsta? Cătălina, totul rămâne încă sub semnul întrebării. Luminița Barcari, secretar de stat responsabil cu învățământul preuniversitar, a declarat că există în aceste momente un proces de consultare publică și spunea că cei de la minister s-au văzut cu părinții, au discutat cu aceștia și se așteaptă un feedback. Îți spune că cei de la minister se consultă inclusiv cu toate inspectoratele și din feedback-ul primit până acum sunt și păreri pro, dar și păreri contra, Cătălin. Vreau să spun că sunt mai multe variante luate în calcul. În scenariul verde, teza poate fi dată în condiții normale, așa spuneau oficialii. În scenariul galben, elevii pot susține lucrarea pe rând, în funcție de cum vin la școală, însă secretarul de stat care e responsabil cu învățământul preuniversitar, adică Luminița Barcari, spune că problema este în scenariul roșu, că acolo există într-adevăr o problemă și că în aceste momente se gândesc să organizeze webinare, adică profesorii să învețe de la cei mai experimentați cum ar putea să evalueze. Deci, pe scurt, ori se va merge pe teze, ori va fi înlocuită teza cu o evaluare sumativă. Și ministrul educației, Monica Anisie, a fost întrebat ce părere are din postura de profesor, cum vede ea toată această treabă cu tezele și îți spunea că în aceste momente se gândesc într-adevăr la posibilitatea să se dea online și spunea că într-adevăr o evaluare sumativă este importantă. Așadar, este de acord, ar dori de fapt să se susțină tezele. Vreau să-ți spun, Cătălin, că așa cum știi, a trecut deja școala, a început de o lună și jumătate. Știm despre contextul pandemic. Este cunoscut deja din luna martie, însă până în aceste momente noi nu știm exact cum se vor desfășura tezele. Să sperăm că o să aflăm la timp, Andreea. Îți mulțumesc!